După nominalizarea lui Marcel Ciolacu în funcția de premier, au urmat ore întregi de negocieri cu cei de la UDMR. PNL și PSD au tot încercat să ademenească maghiarii cu tot felul de ministere, dar niciunul nu a fost pe placul UDMR. Respectarea acordului se referă doar la rotația premierilor. În rest, totul este în aer și mai mult, cei doi parteneri au zis că ei au împărțit toate ministerele între Partidul Social Democrat și între Partidul Național Liberal. Și au spus că ei renunță la două ministere pentru UDMR. Logic, lucrurile aici scapă într-o prăpastie. UDMR a făcut pași înapoi și a cerut ori dezvoltarea, ori mediul, însă liberalii nu au vrut să renunțe la niciunul. Am spus că nu putem să mergem mai departe fără dezvoltare. Ok, astăzi am mai făcut un pas. Am spus că trebuie să arătăm flexibilitate. Această coaliție trebuie să meargă mai departe. Schimbăm oferta și spunem că mergem cu mediul și alegem un alt minister pe lângă mediu. Dacă au nevoie de Ministerul Dezvoltării, atunci, ok, renunțăm la acest minister, cu toate că nu există niciun argument pentru a lăsa acest minister după 2 ani și jumătate. Am făcut oferta să preluăm noi Ministerul Mediului, în continuare să conducem Ministerul Mediului și să preluăm Ministerul Energiei. Nu s-a putut nici această variantă. Partidul Național Liberal are, după negocierile cu Partidul Social Democrat, atât Ministerul Dezvoltării, cât și Ministerul Mediului. Nu poate renunța la una dintre cele două ministere. Așa că, Kelemen Hunor spune că nu mai are ce face și se vede nevoit să plece, dar zilele nu au intrat în sac, se încurajează singur liderul UDMR. Aici lucrurile, sigur, se opresc, fiindcă pur și simplu nu am reușit să ajungem la un consens. Regret enorm de mult, am arătat, dincolo de seriozitate, dincolo de profesionalism, dincolo de responsabilitate și flexibilitatea necesară, dar la impuse nu se poate lucra. Sigur, până când nu sunt trimise listele și programul de guvernare în Parlament, nu putem spune că s-a închis această etapă între cele trei partide din coaliție. Prezent în studiourile B1 TV, deputatul UDMR Cioma Botond spune că în aceste condiții nu va exista niciun acord politic pentru susținerea coaliției PSD-PNL. Cert este că liberalii au dat acest mesaj, că ei nu pot renunța în niciun fel la Ministerul Mediului. Când am devenit mai flexibil și am acceptat acea ofertă, s-a schimbat. Nu știu, poate e așa, dacă a fost o acțiune premeditată sau nu, pentru că totdeauna când am acceptat un compromis, a mai apărut ceva. Sincer să vă spun, nu cred că acest lucru se va mai schimba. Deci nu vom avea un acord parlamentar cu guvernul PSD-PNL. Am mai fost în opoziție și între 2014 și între 2020. Noi suntem oameni raționali. Sigur, dacă vor exista proiecte care sunt benefice țării, atunci putem discuta punctual pe anumite proiecte. Dar vom fi în opoziție cu toate elementele care se conturează într-o situație când ești în opoziție.